deci ce se întâmplă? Făceam antrenament aici, am antrenat pentru olimpiadă, chiar aici jos. Și deodată m-am luat cu valul, cu nici nu mi-am dat seama, am băgat un iocoșuri direct în rădăcina copacului. Și iată ce s-a întâmplat. Veniți mai aproape să vedeți. Am înțeles că dumneavoastră sunteți vărul lui Chuck Norris? Vărul lui Chuck Norris, da. El n-a putut să vină, o să vină și el. E ocupat? Da? Și el s-a mirat când a aflat că am putut să dărâm cu atâta putere. M-a provocat, acum le aștept la un Skanderberg. Trebuie să mă mai antrenez până la alta. Hai, v-am ocupat. Skander ce? Skander. Cum? Nu te rupe, soră. Skander ce? Skanderberg. E un văr de al meu din Germania. Așa. Și acum am să vă arăt un exercițiu de plină îndemânare cu gheoaga. În cazul în care vă atacă ursul sau ceva, mergeți mai spate. Stați să mă dau... Da, dar e suficient, stați acolo. Da. Dacă vă atacă ursul, ce aveți de făcut? Luați o gheoagă și agitate, două, trei, așa. Ha! Nu o să-l loviți, nu o loviți. Dar o să rămână și ursul impresionat, îți dai seama. Bă, ăsta e prost. Ce căcat, uite-te și tu la el. Da, veniți, explicați-mi despre copacul acesta... Unde copacul ăsta, ce se întâmplă, doamnă? Și cine sunt domnii? Dacă s-ar putea, dați-vă un pic din cadru, vă rog frumos, ca să nu... Domnii sunt niște turiști care au venit aici. M-au rugat, domnule, că am obosit, că n-avem pe ce sta, că... Aia e copacul dacă... dumneavoastră. Nu copacul, e toată pădurea mea. Eu sunt pădurar aici. Ce se întâmplă? Mi-au zis domnii că vedeți, doamne, că vedeți domne, adică eu... Când avem scaune, că să pun niște bănci, niște astea. Mamă, și când mi-am înfipt capul, pac, am dat un croșeu cu capul direct în copac. Da, se vede, că de atunci ați rămas bătut în cap. Am rămas puțin bătut în cap. Mă doare și acum, am niște crize de nebune. Și de aici, după cum puteți observa, puteți urca, merge pe bușteanul ăsta, mergeți. Oh, dar chiar și e pac, lung. Are legătură cu ce? Cu bușteanul celălalt. Ce se întâmplă? Așa vreau să-mi fac o casă. Mai trebuie să mai dărâm aici niște bușteni. Știi ce se întâmplă? Tot dărâm, îi dărâm până când fac o acoperiș. Frumos, s-a terminat. Eu cred că, ce e, cât e? E 3 și un sfert? Eu zic că până la 5 am cabana făcută. Bună ziua! Gata? Gata treaba? Da, acum. Am terminat-o, v-am spus că o termin până în 5. Este 4:30 pe ceas. Vorbeați-vă să vedeți dacă nu mă credeți. Nu, că eu vă și pe telefon. Sunt puțin obosit, sunt puțin epuizat. Acum am zis că să intru în casă, am o plasmă frumos, mi-am pus acolo să stau să mă uit un pic la televizor, că am obosit un pic. Și după aia tot ce vedeți în partea aia, o să tai 2, 3, 4, 6, 8, 10 copaci, să fac și un garaj, dacă vii cu mașina cu asta. Hai, v-am pupat, numai bine. Bă, unde-i? Asta e ca... Bă, am făcut ușa, dar n-am pus clanță.